sumă. Mergem mai departe pentru că am început, vedeți foarte bine, unul dintre cei mai scumpi ani și în ceea ce privește produsele alimentare. Produsele de bază se vor scumpi și cu 50%. Vorbim de carne, pâine, dar și legume. Ce măsuri urgente vor lua guvernanții pentru a stopa această creștere? Încercăm să aflăm de la ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoi. Mulțumesc, domnule ministru, pentru intervenție. Haideți să invitație și la mulți ani tuturor. La mulți ani. Haideți să vedem împreună, domnule ministru, după ce noi am consultat pe producători, dar și pe cei din Agrostar, cei din asociațiile de profil, să vedem cam ce scumpiri ne așteaptă în acest an din cauza scumpirilor la energia electrică și la gaze. Aș vrea să le afișăm pe ecran în aceste momente și o să le avem imediat. Domnule ministru, așadar, ce poate să facă ministrul Agriculturii în toată această problemă? Creșteri uriașe de prețuri la mâncare, iată, se anunță. Și dăm câteva exemple. La pâine, pâinea va ajunge 1,70 lei, o creștere de 10%. Brânza, 40 de lei kilogramul, va ajunge 15%, este creșterea aici. Laptele, un litru de lapte ar putea ajunge la 7,50 lei, spun cei din Asociația de Profil, o creștere de 25%. 10 ouă vor costa 12 lei, o creștere de 10%. Carnea de pasăre, 31 de lei, o creștere de 25%. Și iată, la roșii chiar, producătorii ne spun că vor vinde roșiile cu 9 lei kilogramul, o creștere de 50%. Da, ce rugămintea mea la dumneavoastră, înainte să faceți publice astfel de informații, rugămintea ar fi să nu le dați ca și certitudini, pentru că... Sunt niște variante, domnule ministru, pe care, da, le-am discutat cu asociațiile de profil și cu producătorii. Niște estimări. Se vor spunti îngrozitor. Nu, ce vreau să vă spun este că atunci când vorbiți despre creșterea prețului, trebuie să știți întotdeauna că pentru stabilirea nivelului prețului există mai mulți factori care sunt luați în calcul. Ce pot să vă spun eu de la Ministerul Agriculturii este faptul că în bugetul pentru anul 2022, noi tocmai pentru a împiedica o creștere atât de mare a prețului, așa cum ar putea fi prognozată, ținând cont de faptul că toate materiile prime s-au scumpit, că prețul la energie și gaz s-a mărit, s-a majorat în ultima perioadă, noi am venit cu pachete financiare de sprijin către fermieri, astfel încât să putem stabiliza producția și nivelul prețurilor în România. Știți foarte bine că am prezentat imediat după legea bugetului de stat faptul că vom veni cu un program de sprijin pentru legumele în spații protejate, care vizează în ciclu 1 tomatele, în ciclu 2 tomate și alte tipuri de legume și în general verdețuri. Am venit cu un program de sprijin pentru producătorii de usturoi, venim cu programul de sprijin pentru cei care produc cartofi și struguri de masă. Ce, dați bani pentru cartofi și struguri de masă? Dezvoltați puțin aici. Sigur, vom veni cu două programe de sprijin pentru producătorii de cartofi și struguri de masă, pentru că noi întotdeauna am plecat de la balanța comercială deficitară cu produsele care sunt deficitare și să venim cu forme de sprijin pentru fermieri în răspuns la nivelul mai mare de importuri față de producția autohtonă. Cam câți bani? Acum să nu înțeleagă cineva că vom ajunge într-un an de zile să depășim nivelul importurilor sau că reușim să asigurăm totul numai din producție internă, că asta se face pe o perioadă mai lungă de timp și de aceea programul pentru agricultură vizează impact pe termen scurt, mediu și lung. Sunt 15 milioane de lei alocați pentru sprijinirea producătorilor de cartofi, 15 milioane de lei pentru producătorii de struguri de masă. Avem domnule ministru, cam câți bani vor primi efectiv? Va fi o sumă fixă? 2.000-3.000 de euro pe hectar? Cum vă gândiți? Depinde foarte mult atunci când vom finaliza evaluarea factorilor de impact, câți fermieri vor fi, cam despre ce producții vorbim, astfel încât să putem să punem în consultare publică hotărârile de guvern. Chiar acum, înainte de anul nou, am ținut foarte mult să punem în consultare publică hotărârile de guvern pentru tomata și usturoiul, astfel încât fermierii să poată să ne trimită feedback-ul lor, să ne trimită opiniile lor și când inițiem actul normativ să fie finalizat în funcție și de ceea ce de părerile fermierilor, că până la urmă ei sunt beneficiarii și ei vin în fața românilor cu produse proaspete.
Și trebuie să ne asigurăm că aceste programe își vor atinge obiective. Deci reluați și programul Tomata, care a fost stopat de vechiul guvern. Nu a fost stopat, a fost redenumit, s-au pus mai multe tipuri de culturi. Și s-au dat mai puțin bani. Nu și-a atins obiectivele, pentru că pe de o parte s-au dat mai puțin bani, pe de cealaltă parte a fost lansat foarte târziu. De aceea vă spuneam că noi am depus în consultare publică cele două HG-uri ca fermierii să-și poată face planul de culturi. De cealaltă parte, noi ca autorități publice să estimăm ce producție vom avea și cum o distribuim prin piețe volante, prin modelul pe care deja l-am implementat la Ministerul Agriculturii. Ați văzut acea piață volantă, acel târg de sfârșit de an cu produse tradiționale și produse românești, să-l putem extinde la nivel național, astfel încât când vom avea producție autohtonă de legume, roșii, cartofi sau de fructe, struguri, mere, să putem să o ducem către beneficiarul final, care e consumatorul, astfel încât să putem diminua impactul creșterilor de preț, pentru că, să știți, de la producător până la raft, prețul ajunge să se și tripleze. Și acolo avem un plan de măsuri, și acolo avem un plan de măsuri să intrăm pe zona de retail, astfel încât să-i asigurăm pe români că produsele de la fermierii noștri ajung la un preț cât mai bun către ei și ajung la cât mai rapid către consumatorul final, către cetățeanul român. Vom vedea, domnule ministru, și cu ce variante veniți și din luna martie, pentru că de la finalul lui martie, începutul lui aprilie, nu vor mai fi în vigoare prețurile plafonate la energie electrică și la gaze, nici acele ajutoare. Ținem aproape și imediat în perioada următoare o să vedeți care este soluția noastră pentru asigurarea independenței energetice a fermierilor, astfel încât costurile cu energia să devină din ce în ce mai suportabile și chiar să ajungem la independența energetică a fiecărei ferme. Este de lungă durată această măsură. Sigur, dar trebuie să începem de undeva. Mulțumesc, domnule ministru. N-o să mă auziți niciodată spunând că e greaua moștenire, dar o să mă auziți mereu vorbind despre ce vom face. Și înainte să închei, vă rog să-mi permiteți să le adresez tuturor românilor din nou îndemnul de a cumpăra cât mai multe produse românești, astfel încât să-i sprijinim pe fermierii români să devină cât mai viabili și să poată rămâne în viață și să ne asigurăm producția de legume și fructe și de hrană de aici, de la noi, din țară. Mulțumesc, domnule ministru, de aici trebuie să veniți și dumneavoastră, da, cu măsuri concrete pentru a avea și prețuri competitive și românii să-și permită să cumpere produse românești, că iată, cele din afară de foarte multe ori sunt mult mai ieftine, pentru că acolo subvențiile și ajutoarele statului sunt mult mai consistente. Mulțumesc că